Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. În Joia Mare ne aducem aminte de cina cea de taină, cina de rămas bun. Ultima cină a Mântuitorului Iisus Hristos a avut loc aici. La aceeași masă erau cei 12 apostoli, iar Iisus stătea în mijlocul lor. Pe masă, doar pâine și vin. Aici a instituit Iisus Hristos taina împărtășaniei. Prima împărtășanie o primesc cei 12 apostoli, inclusiv Iuda Trădătorul. Tot în acest loc, Iisus Hristos le spală picioarele celor 12 apostoli, inclusiv picioarele lui Iuda Trădătorul. Și după ce a frânt pâinea și a binecuvântat-o, în acel moment, Iuda pleacă din acest loc și merge către soldații care urmau să-L aresteze pe Iisus Hristos. Tot din acest loc pleacă și Iisus către grădina Ghețimani. Acolo va spune ultima sa rugăciune înainte de patimile sale.